În această seară veți asista la un experiment. Eu de fiecare dată spun că nu este un spectacol și chiar nu este un spectacol. Acesta este un spațiu unde noi facem experimente teatrale. Și trece Andreea prin spate. Și Andreea este indispensabilă pentru că ea va conduce repetiția din seara asta. Eu trebuie să plec. Nu voi putea să stau până la sfârșit. Vreau să spun că acesta este, de fapt, un studiu al nostru despre feminism. Când ne-am apucat să facem acest spectacol, acum o săptămână, credeam că știm niște lucruri și credeam, adică, într-un fel, mie mi-era teamă că, uite, fac un experiment despre feminism, când toată lumea știe ce e la feminism și toată lumea știe că femeile sunt egale cu bărbații. În timp ce făceam acest, în timp ce ne documentam și în timp ce vorbeam cu diverse personalități culturale, românești, femei, deveneam tot mai șocată de ceea ce spuneau ele. Unele din aceste interviuri o să le vedeți proiectate în timpul spectacolului, altele nu le-am înregistrat, că erau personalități prea mari și nu-mi vine să cred că vorbeam serios despre asta. Oricum vreau să vă spun că e doar un studiu, da? Deci un filolog, când vrea să se documenteze despre o temă, citește niște cărți. Noi, ca oameni de teatru, când vrem să ne documentăm despre ceva, facem un fel de niște experimente teatrale. Practic, ce veți vedea? Veți vedea niște poezii pe care noi le-am ales din niște poete, pe care noi le-am găsit feministe, până când am stat de vorbă cu unele dintre ele și nu au spus ce gândesc de fapt. Oricum, nu e un spectacol în care ne bătem cu bărbații, nu avem absolut nimic cu bărbații, ne plac, chiar. Și dar am încercat să studiem diverse tipuri de feminitate și diverse tipuri, diverse discursuri lirice despre ce înseamnă să fii femeie. În fine, nu e ceva închigat, nu e ceva terminat, nici n-am scris pe afiș ce poetese vom studia, pentru că nu e ceva bătut în cuie. Adică acum am găsit aceste, nu știu, 12 texte sau câte. Data viitoare când facem acest spectacol, dacă îl mai facem, vor fi altele, probabil. Căutăm în continuare texte noi. Nu, așa, mă opriți-mă că vorbesc foarte mult. Bun.